dimineața. Domnule senator Stângă, domnule ministru Bode, domnule deputat Victor Pau Dobre, stimați invitați, stimați reprezentanți ai presei. Astăzi se semnează un contract important. De asemenea, se va anunța câștigătorul pe alt contract important. Dar ceea ce vreau să repet eu și o să repet cu fiecare ocazie este faptul că gândirea noastră este aceea de a implementa un proiect de conectare a arealului, să spun, chiar metropolitan Galați-Brăila, județelor Galați și Brăila, cu toate rețelele de transport important. Investițiile în infrastructura de transport în Galați și Brăila în următorii 5-6 ani vor asigura conectarea Galațiului și Brăilei de coridorul 4 pan-european și de coridorul 9 pan-european. Marea problemă pe care o are Galațiul și Brăila este un fel de izolare din punct de vedere al conexiunilor cu traseele importante, axele prioritare de transport europene. Din acest motiv avem un amplu program de investiții pentru a asigura conectarea Galațiului și Brăilei pe mai multe căi. Ca să spun, pilonul acestui plan de conectare este podul de la Brăila. Prin intermediul podului de la Brăila se va realiza conectarea cu Constanța. Prin intermediul drumului expres Brăila-Tulcea și a drumului expres Tulcea-Constanța. Această conexiune este foarte importantă pentru că va asigura, practic, legătura cu coridorul 4 pan-european și mai ales cu portul Constanța, o poartă importantă de intrare-ieșire a Europei. De asemenea, programul de investiții în infrastructură cuprinde, pe lângă centura Galațiului și drumul expres Galați-Brăila, cuprinde realizarea a încă două drumuri expres care au obiectivul de a conecta Galațiul și Brăila de coridorul 9 pan-european prin intermediul drumului expres Brăila-Focșani și drumului expres Brăila-Buzău. Pentru toate aceste drumuri expres suntem în faza de realizare a studiilor de fezabilitate, a documentațiilor tehnico-economice pentru a ajunge cât mai rapid la faza de începere a lucrărilor. Repet, aceste investiții sunt însoțite și de investiția extrem de importantă de dezvoltare autostrăzii sau drumului expres A7 pe coridorul nou pan-european, care se facă legătura între București, Ploiești, Buzău, Focșani, Roman, Pașcani, Suceava, Siret. Și aici, pe toate cele 6 tronsoane de autostradă sau drum expres, profilul va fi stabilit până la urmă în funcție de indicii de trafic ca rezultat al documentațiilor tehnico-economice, profil de autostradă sau de drum expres. Repet, pe toate cele 6 tronsoane ale A7 avem semnate contracte de realizare a studiilor de fezabilitate și a proiectului tehnic și ele sunt în diferite faze, urmând ca o parte dintre ele să fie realizate cu finanțare europeană din Facilitatea de Reziliență și Recuperare. Nu în ultimul rând, există un alt proiect care, se spune, are legătură cu Galațiul, mai ales drumul expres Tișița-Albița,
unde de asemenea suntem în faza de pregătire a documentațiilor tehnico-economice. Pentru Galați este important în egală măsură să realizăm investițiile pentru asigurarea standardelor de navigabilitate pe Dunăre. Dunărea este o axă de transport de importanță enormă, nu numai pentru România, ci pentru întreaga Europa. Dunărea este pe coridorul de transport fluvial Marea Neagră Rin, care cuprinde Dunărea, canalul Rin-Main-Dunăre și Rinul. Pentru România este o ocazie deosebită să fim parte din acest coridor de transport, iar obiectivul nostru este să asigurăm standardele de navigabilitate pe Dunăre, astfel încât să repornească traficul pe Dunăre la adevăratul potențial, iar acest obiectiv pe care îl urmărim cu siguranță va avea efecte extrem de benefice asupra dezvoltării Galațiului și Brăilei. Mă opresc aici, invitându-l pe domnul ministru Lucian Bode să vă prezinte proiectele pentru care suntem prezenți astăzi. Mulțumesc, domnule prim-ministru! Bună dimineața tuturor! Mă bucur să revin la Galați cu vești bune. Domnul președinte, domnul senator Stângă a vorbit în cuvântul domniei sale despre două dintre aceste vești bune, vești care cu siguranță le așteptați de mult și obiective care odată implementate vor contribui la dezvoltarea infrastructurii de transport din județul Galați și din această regiune. Așa cum bine știți, drumul expres Focșani-Brăila-Galați are trei componente importante. Prima componentă este secțiunea Focșani-Brăila. 76 de kilometri. Am reușit în acest an, mai exact pe 19 iunie, să semnăm contractul pentru elaborarea studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic de execuție. În data de 27 iulie am emis ordinul de începere a lucrărilor. Cea de-a doua secțiune acestui drum expres, Focșani-Brăila-Galați, este secțiunea Brăila-Galați cu cei 11 kilometri. Între momentul în care am fost aici în vizită, ultima dată la dumneavoastră, și momentul de astăzi, am reușit prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere să finalizăm etapa de licitație și astăzi Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere va da o veste mult așteptată de dumneavoastră, și anume va emite raportul procedurii desemnând câștigătorul pentru realizarea proiectului tehnic și execuția celor 11 kilometri dintre drumul expres dintre Galați și Brăila. Despre cine este vorba, ce valoare, ce perioadă de proiectare, 10 luni proiectare, 24 de luni execuție, colegii mei de la Compania Națională de Administrare Infrastructurii Rutiere vă vor da detalii. Așadar, aceasta este prima veste bună pe care am vrut să vă dau astăzi. S-a vorbit aici despre VEO Galați. Este de departe un obiectiv esențial în dezvoltarea economică a acestei zone. VEO Galați este parte componentă a drumului expres Focșani-Brăila-Galați. Cu cei 33,6 km, astăzi vom semna contractul de proiectare și execuție și după finalizarea etapei de proiectare, 12 luni, vom trece la execuția acestui proiect, termenul stabilit prin contract fiind 42 de luni. Cea de-a doua veste bună, așadar, pentru dumneavoastră este aceasta, semnarea contractului de proiectare și execuție pentru VEO Galați. Sigur că în
ipoteza fără contestații, revenind la prima veste bună, ne-am dorit ca în luna octombrie să semnăm, tot aici, la Galați, să semnăm contractul de proiectare și execuție și pentru drumul expres Galați-Brăila, cei 11 kilometri. Domnul prim-ministru Ludovic Orban v-a făcut o scurtă radiografie a ce a însemnat cele 11 luni de guvernare liberală pentru dezvoltarea infrastructurii de transport din această zonă. O scurtă completare la ceea ce spunea domnia sa, și anume, podul peste Dunăre de la Brăila are un progres fizic de aproape 20%, cele 6 obiective de investiții sunt contractate, sunt semnate în stadiu de execuție documentație sau semnat contract de proiectare și execuție, cum este VEO Galați, și mai avem o singură restanță pe care sunt convins, de care sunt convins că ne vom achita, și anume varianta de ocolire Tecuci. Acolo noi am reluat procedura, suntem în procedură de licitație și avem termen de depunere a ofertelor luna octombrie. Odată cu depunerea ofertelor, sunt convins că procesul de evaluare va trece foarte rapid și până la sfârșitul acestui an să avem contractul de execuție, restul de execuție pentru varianta de ocolire Tecuci. În acest sens, noi în guvern am adoptat săptămâna trecută hotărârea de guvern privind realizarea exproprierilor pentru acest obiectiv de investiții. Așadar, în total 9 proiecte care vor conecta zona la coridoarele principale de transport, la autostrada A7, la coridorul 4, Constanța-Nădlac. Revenind la cel de-al treilea obiectiv, cea de-a treia veste bună pe care am adus-o astăzi împreună cu domnul prim-ministru aici la Galați, este semnarea contractului pentru platforma multimodală Galați etapa a doua, modernizarea infrastructurii rutiere din zona platformei multimodale. Este vorba despre modernizarea sectorului rutier, 2.284 de metri liniari, respectiv despre modernizarea căii ferate repoziționate, 390 de metri liniari. Vom semna astăzi aici cu domnul director al administrației porturilor Dunării Maritime Galați, SA, contractul pentru finanțarea acestui obiectiv, etapa a doua, în valoare de 57 de milioane de lei. În continuare, o să îi rog pe colegii mei din Compania Națională de Administrare Infrastructurii, respectiv pe domnul director Șerban, să prezinte în coordonate mari proiectul VEO Galați, ce semnăm astăzi, respectiv ansamblu de proiecte, cum vorbeam despre drumul expres Focșani-Brăila-Galați și celelalte obiective despre care a vorbit domnul prim-ministru. Respectiv pe domnul director îl rog să prezinte stadiul etapei întâi a proiectului de modernizare a platformei multimodale Galați și ce anume vă propuneți să realizați în etapa a doua. Eu vă mulțumesc și să dea Dumnezeu să ne vedem cât mai des cu astfel de vești bune aici la Galați. Doamna director, mulțumesc, vă rog. Bună ziua, mă adresez invitațiilor dumneavoastră, domnule prefect. Așa cum domnul ministru v-a dat astăzi vestea bună, eu o să mă limitez doar a vă da anunțul. Acum, chiar acum comunicam cu colegii mei de la companie, care chiar în clipele astea transmit comunicările către ofertanți privind desemnarea ofertantului câștigător pe drumul expres Brăila Galați. Eu sunt bucuroasă că este un constructor în care eu personal am mare încredere și a dovedit-o. Este un constructor din zonă, din Bacău, este același antreprenor care face și varianta ocolitoare a Galaciului și sunt convinsă că va reuși cu ambele proiecte să le termine într-un termen mai scurt decât cele din contracte. Ne-a dovedit asta pe toate contractele pe care le implementăm. Deci este vorba de
UMB, Spedition UMB din Bacău. Ei au câștigat această lucrare cu perioada de proiectare 10 luni. Aici sunt sigură că o să fie mai puțin de 10 și perioada de execuție 24 de luni.